Întrebarea ar trebui să ne opunem: De ce nu ne ascultă copiii? În primul rând, copilul trebuie învățat și ajutat să asculte. Copilul nu se naște ascultător. În cartea Proverbele, capitolul 22, cu versetul 15, cuvântul Domnului spune: Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, îl va deslipi de el. Prin îndemnuri, sfaturi, prin mustrare uneori sau chiar ceartă, trebuie să ajutăm copilul să asculte, să fie ascultător. Spuneam, un copil nu se naște un bun ascultător. De ce? Pentru că el este, de mic, un bun imitator. El imite ce vede. Trebuie să dovedim prin exemplu personal. Un alt aspect este copilul trebuie să învețe să asculte prin alocarea unui timp special pentru el. Nu greșim dacă în weekend ne facem timp, că-i vineri după masă, că-i sâmbătă, două, trei ore să petrecem cu copilul nostru. Să-l duc în grădină, să mă ajute să tăiem iarba, să curățăm via, da? să vadă modul în care reacționez atunci când lucrurile nu merg așa de bine, el trebuie să, să vadă că aloc timp pentru el. Pentru mine nu trebuie să fie nimic mai important decât familia mea, copiii mei. Ori pentru aceasta trebuie să alocăm timp pentru, pentru copii. Proverbe 22 cu 6, spune: Învață pe copil de mic calea Domnului și când va îmbătrâni, când va crește mare, nu se va abate de la ea. Ajută-l pe copil să vadă modul în care tu-l asculți pe Dumnezeu. Cum te raportezi tu la Dumnezeu. Ce ne spunea când a sunat la poartă am trimis copilul și am spus, du-te, spune că nu sunt acasă, da? Copilul deja înțelege, tata nu este un om sincer, da? El trebuie să vadă și să descoperă în mine un om drept, un om transparent. Pentru copilul care nu ascultă și am încercat tot ce puteam face, să stau înaintea lui Dumnezeu pentru el, să mă rog. Fac tot ce pot și ce nu pot, Va face Dumnezeu pentru el. Dacă eu mă asigur, așa cum spune în Luca 15, că în casa tatălui este belșug de pâine, mai devreme sau mai târziu copilul va ajunge să se întoarcă la pâine, să se întoarcă la belșug. Dar pentru asta, ca și părinte, eu trebuie să creez un mediu plăcut în casa mea, în care să predomine frica de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu, respectul față de Dumnezeu și înțelegerea bună pe care o am cu membrii ceilalți ai familiei. Și atunci voi putea oferi un exemplu bun copilului meu și va putea să realizeze că ascultarea este extrem de importantă și de părinți și de autorități și în mod deosebit ascultarea de Dumnezeu. nu e ușor. În viața unui adolescent se întâmplă anumite transformări și la nivel de organism. Ori copilul trebuie să fie învățat. Copilul trebuie să simtă pe mama sau pe tata aproape de el. Nu numai că sunt tată sau mama, dar trebuie să fim și prieteni adolescentul trebuie să aibă încredere, trebuie să câștige încrederea aceasta în părinți, încât să fie deschis întotdeauna cu orice problemă. Dacă adolescentul nu mă ascultă pe mine, da, trebuie să-mi pun serios întrebarea pe cine ascultă? Că pe cineva ascultă dacă nu mă ascultă pe mine? Asta înseamnă că eu trebuie să fiu preocupat de el, să-l cunosc ce gândește, cum gândește, care e anturajul unde el se simte bine, când lipsește, unde se duce. Dacă l-am educat, dacă l-am învățat să distingă bine care sunt anturajele plăcute, care este mediu bun pentru el și ne ascultă, va avea de câștigat. Dacă nu ne-am făcut timp de el în perioada copilăriei, când va ajunge la adolescență, el, dacă a fost crescut de stradă, va alege strada. Dacă a fost crescut cu dragoste de părinți, va alege să, să asculte de părinți. Perioada de adolescență este o perioadă nu tocmai plăcută, dar dacă știm să transformăm fiecare... Perioada din viața copilului ca pe un dar de la Dumnezeu și ne dăruim cu tot ce avem pentru creșterea lui, pentru educația lui, vom vedea că Dumnezeu ne va binecuvânta și vor fi rezultate deosebite. Există, să nu spun în fiecare familie, de-a prea adesea există câte unul mai rebel, mai neascultător, dar și noi, la rândul nostru, am fost creați de Dumnezeu diferiți. Copiii noștri nu sunt la fel, sunt diferiți. Noi trebuie să-i cunoaștem ca părinți. Cine să-i cunoască mai bine decât noi? Ori atenția și preocuparea noastră trebuie să fie selectivă în funcție de cum este copilul nostru. Pe unul poți să îl mustri, să-l cerți, intră pe o orecă, iasă pe alta. Pe altul, dacă mai puțin... A ridicat tonul, deja s-a supărat, e afectat. E. Noi trebuie să cerem și în direcția aceasta înțelepciune de la Dumnezeu. Biblia spune și aici este marele avantaj și binecuvântare pe care o avem de la Dumnezeu. Că ungerea care am primit-o de sus ne va învăța toate lucrurile. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va învăța cum să ne comportăm cu copiii când sunt mici, când sunt mai mărișori când sunt preadolescenți, când sunt adolescenți. Duhul Sfânt ne va învăța toate lucrurile. Iată, dar că toate pornesc de relația cu Dumnezeu. Și cred că mai este important un lucru. Trebuie să facem tot posibilul ca rugăciunea de seară, când toți ne întoarcem acasă, să o facem împreună, să o facem cu voce tare. Să ne auzim cum ne rugăm unul pentru celălalt. Să amintesc copiii mei pe nume. Ei trebuie să cunoască preocuparea mea pentru ei. Ei trebuie să vadă cât de necăjit sau întristat e tata pentru ceea ce am făcut eu astăzi, da? Și că-i cere lui Dumnezeu iertare și... Toate acestea lucrează la inima copilașului, la inima adolescentului. Și nădăjduim că Dumnezeu va aduce vremea când, așa cum spunea despre fiul risipitor, își va veni în fire și se va întoarce acasă, că nu-i mai bine la roșcove decât acasă la belșug de pâine.